Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la matinal. Astăzi se întâmplă lucruri pentru care eu m-am pregătit cu acest desfășurător. L-am prins bine și am zis, eu nu fac sport astăzi. Dar dacă voi vreți să faceți sport în această dimineață, să știți că vă venim în ajutor, pentru că o să facem un fel de sport pentru graviduțe. Cred că și unii domni de acasă care ne urmăresc pot să empatizeze cu acest concept, pentru că am mai discutat în trecut despre pictura pe burticile gravidelor și iată că și bărbații își doresc pictură pe burticile de bere, așa că sportul este bun în orice context. Și despre aceste exerciții vorbim cu Andreea Cristina Stoian, antrenor personal. Bună dimineața! Am revenit evident că din ultima scenă a acestui vlog s-au desprins foarte multe idei interesante. Am sesizat și un defect profesional, pentru că următorul meu invitat a venit cu o idee interesantă, vă spun mai târziu. Înainte de asta, aș vrea să vă spun că antrenoarea de fitness frumoasă, Andreea, de dinainte, este iubita lui și cred că este un iubit fericit, pentru că el, fiind stomatolog, stă liniștit cumva, pentru că, na, ea fiind sportivă, nu cred că mănâncă de multe dulciuri și nu face carii, atunci toate bune și frumoase. Iar legat de ultima scenă cu domnul acela cu mustața impresionantă, e bine, Filip Damian, medicul nostru stomatolog din această dimineață, s-a gândit că am putea să folosim mustața pe post de ață dentară. E o idee puțin mai neortodoxă, dar mie mi s-a părut foarte amuzant. Bună dimineața! Am înțeles că tu ai o filozofie deosebită, aceea stomatologiei minim-invazive, exact. Și a prevenției. Ce înseamnă această prevenție? La ce trebuie să ne gândim? Ei toți fug de aceste lucruri. Cred că vorbim și de un context, cum ați spus și dumneavoastră, familial, în care se întâmplă lucruri și copilul vede, dar pe de o parte, în momentul în care copilul face ceea ce vede, se naște un alt lanț în care anturajul lui poate să propage această idee că infracțiunile aduc venituri în plus cu muncă ușoară. Și atunci fenomenul se amplifică. La un moment dat riscăm poate să pierdem lucrurile de sub control. Și mă gândesc cum îi explici unui copil de până în 14 ani, care nu răspunde penal, care ar putea fi folosit de către adulți în activități infracționale, că nu e locul lui acolo. În momentul foarte multor infracțiuni, de multe ori cu finalitate tragică, și să aibă încredere că și părinții și profesorii le dau sfaturi pentru a învăța de bine. Cele contexte care le permit să testeze. Ai vreun buget ideal în care s-ar putea încadra un client? Să zicem că există cineva ca mine care este un hârcioc strângător, okay. Își face un plic și își dorește să își cosmetizeze foarte bine brandul, astfel încât să devină cât mai accesibil. Vrea să apeleze și la un specialist, dar să lucreze și independent. Cam câți bani ar trebui eu să pun deoparte pentru marketing online? Și veniți într-o unitate de timp care să nu te avantajeze, e cel mai bun lucru care poate să ți se întâmple din contră. Mulțumesc tare mult, Claudiu, pentru această discuție productivă și sper să ne mai întâlnim, pentru că eu cred că abia am început așa să Da, cu drag, s-a terminat deja, nu? Da, din păcate, da. Nu vine să cred. Aveam atâtea de spus. Bine. Păi te așteptăm din nou. Abia aștept, da. Noi luăm o scurtă pauză, dar revenim, așa că rămâneți cât mai aproape de televizoare.